părinților și lucrătorilor de viață, vină și să se rășuiește într-un noi și ne prezintă în toată plinăciunea și mântuiește bunul Sfântului noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Bună seara domnicească. După cum știți, aveam un alt invitat, consilier patriarhal, Părintele Ioruș Mavrichi, care a mai fost la noi împreună cu domnul Vasile Bănescu, dar din multe activități acolo la Patriarhie și el nu ne fiind chiar cu totul refăcut după niște recete, dar nu gripa de care și. A trebuit să refuze în ultimul moment și ne-am trezit. Aveam câteva zile și nu mai aveam, nu știam ce era o săptămână importantă, adică prima săptămână. Fac Dumnezeu, slavă Dumnezeu, că vreau în minte Părintele Părinte, de care și Dr. Cavu să-l chemăm, acum noi să ne întâlnim, cumva să-l chemăm. Vreau prima dată să chemăm la serile de la ce le făceam după mascul de luni, unde ne întâlnim de obicei cu mireni, cu intelectuali, cu apropiați de credință creștină, și părinți. Până la urmă a fost binevenit, a fost momentul acesta. A acceptat, a venit și ați auzit la catedrală, e un lucru cu noi, în fundul cu noi. De fapt, el a făcut facultatea interacturi, și a cunoscut bine bisericuța din Azveu, ca și soția lui care a fost în Ascot. Și se întoarce acasă cumva, de acasă, din acasă. Așa încât, ce să vă spun la ceva, decât că în puțin timp l-a ghicit în albă să fie Justinian și la Sfântul Justinian, în albă să fie Justinian de acum și în albă să fie Justinian mai bine. I-a ghicit capacitățile și calitățile și l-a dorit la Lăcuș, după care, în scurt timp, că a ajuns și pe Tocop. El s-a și ocupat de activitățile de tine din arhiepiscopie. M-am întâlnit cu dânsul chiar la o întâlnire la București, tot legat de activitatea lui tinerilor. Era invitat arhiepiscopiei Maramureșului. Oricum, a crescut în înțelegere, în puțin timp, mult. Și în rugăciune, cred, și în toate. Aș putea să vă spun mai mult din activitățile lui, dar nu cred că ar plăcea, mai ales o anumită chestie care mi-e foarte drag să-mi aduc aminte de ea, dar nu știu dacă ar plăcea și noi bine să vorbim despre asta. Oricum, Părinte, v-ați ales tema care are centru tinerețea și o să-l ascultăm în seara aceasta. Și cred că o să fie începutul unor întâlniri mai dese cu lucrurile astea, mai chema. Mai dese. Mulțumesc, Părintele lui Ciprian, într-adevăr, tatăl ne-a întors acasă, pentru că mulțumesc în mod deosebit și ne bucurăm că am reușit să ne reîntâlnim la Cluj după 17-18 ani. Eu n-am fost ascolit, dar mi-am luat soție din Ascot. Și m-am bucurat mult. Părintele Ciprian, după mine, este unul dintre cei mai vrednici preoți pe care eu îl cunosc. Și aveți o mare bucurie să fie aici, chiar în mijlocul Clujului. Spuneam numărul dintre noastre că, de obicei, creștinii noștri își caută tot felul de duhovnici, prin locuri retrase, ascunse, pustietăți. Și noi avem aici, în centrul Clujului, un mare părintele, Părintele Ciprian. Și să știți că noi vă purtăm în sufletele noastre, în amintirea noastră și mai ales vă ducem dorul. Suntem plecați de multă vreme de aici din Cluj și eu și Cristina, soția, vă ducem dorul și ne gândim de multe ori cu nostalgie la faptul că am fost și noi pe aici, dar a trebuit să plecăm, cum spunea părintele, într-o altă misiune. Dar ne întoarcem cu drag și cu bucurie în mijlocul noastră, deși mi este greu să stau aici. Catedrala mi-a fost mai ușor, de nu l-am văzut pe părinte, era acolo în altar. Deci mi-e mai greu, pentru că părintele mi-a fost duhovnic, părintele mă cunoaște foarte bine și eu îi cunosc Duhul și slujirea și mi-e greu să mă ridic la nivelul și la
Duh și la slujirea Lui, dar să sperăm că Bunul Dumnezeu va alege ceva și din ceea ce voi spune și voi face. După ce au spus de Părintele, nici mie și nimănui nu e rușine cu Bucara Părintele. O să vedeți și viitor o să faci. Mulțumesc. Tema pe care, la care m-am gândit eu în seara aceasta este tinerețea vârstă a slujirii lui Dumnezeu. M-am gândit la tinerețe pentru că vorbesc tinerilor ăla și fost culmea să vorbesc despre bătrâni. Oricum vorbesc suficient de mult despre bătrâni în parohia noastră, pentru că parohia noastră, așa cum spuneam și părintele, este o parohie foarte îmbătrânită. Nu numai parohia noastră. Țara este foarte îmbătrânită, ne lipsește clasa de mijloc, ne lipsesc tinerii. În general, sunteți concentrați în marile așezări urbane și noi rămânem în parohie cu foarte mulți bătrâni, bolnavi. Și ne-am specializat cumva în pastorația bătrânilor și a prea bătrânilor și foarte bătrânilor. De aceea, e o bucurie când vezi atâția tineri, rar vezi atâția tineri în parohie. Ne bucurăm să fim aici și de aceea am vrut să vorbesc puțin și despre tinerețe. Bineînțeles, cum spunea Părintele, o vreme m-am ocupat și de catehizarea tinerilor în episcopia noastră. De mult, de la începutul pastorației, am simțit o deosebită aplicare spre tineri, spre educația copiilor și a tinerilor. Mi-a plăcut și am simțit bine în această zonă. Am spus vârstă a slujirii lui Dumnezeu, am spus vârsta nearticulat, pentru că în mod necesar, tinerețea nu este vârsta slujirii lui Dumnezeu. Adică poate să devină o vârstă a slujirii lui Dumnezeu, dar, din păcate, nu prea este o vârstă a slujirii lui Dumnezeu, decât uneori. Pentru că, așa cum știm cu toții, tinerețea de obicei este pentru altceva. Este pentru definirea identității, cine sunt eu, ce aș putea să fac. Este pentru realizare profesională, este pentru marile căutări, pentru marile curiozități. Și, până la urmă, tinerețea este vârsta marilor împliniri. Pentru că la tinerețe facem cele mai importante lucruri. Educația, profesia, familia. În tinerețe, de întâlnim, la 20-25 de ani, unii chiar poate mai târziu, dar în general, în această perioadă a tinereții, prima parte a tinereții. Și de aceea spun că tinerețea este un fel vârsta marilor căutări, curiozități și chiar realizări. Nu întotdeauna din aceste categorii fac parte și credința, din păcate. Și eu m-am gândit că vreau să vorbesc în seara aceasta despre trei modalități de a ne trăi în tinerețe. Dacă vorbim din punct de vedere al credinței, spun că tinerețea poate să fie o vârstă a necredinței, tinerețea poate să fie o vârstă a credinței și tinerețea poate să fie o vârstă a slujirii lui Dumnezeu. Pentru o parte dintre tineri, știm cu toții că tinerețea este o vârstă a necredinței, a libertinajului, a tuturor libertăților fără responsabilitate. Și emblematic pentru acest moment este Fiul Risipitor. Adică, din punctul meu de vedere, Fiul Risipitor, excluzând pocăința lui, adică plecarea lui de acasă și viața lui din străinătate, este, până la urmă, tipul, este tipologia tânărului necredincios, tânărului care dorește libertate absolută, care dorește libertate fără responsabilitate, care dorește libertinaj, care dorește o viață hedonistică, dopaminică, sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, oricum ar fi, dar fără Dumnezeu. Și fără constrângeri din partea tradiției, a părinților, a societății tradiționaliste sau a bisericii. Pentru acești oameni, tinerețea este o vârstă în care cuvintele Sfântului Apostol Pavel nu prea mai își găsesc sens, în sensul că știți că Sfântul Apostol Pavel a zis că toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa stăpânit de ceva. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Cele trei, toate îmi sunt îngăduite. Din păcate, cei care au tinerețe și exclud credința din viața lor, pedalează doar pe prima parte și spun toate îmi sunt îngăduite. Și atât. Și nu mai doresc partea a doua. Nu doresc să li se spună că există și o parte a doua a acestei medalii. Că există și un revers al medaliei. Ei doresc doar atât, să fie paznici la porci, între ghilimele, adică să
slujească instinctelor, așa cum a făcut Fiul Risipitor, să promoveze instinctele, să promoveze hedonismul, căutarea aceasta nebună a plăcerii și a vieții construită în absența totală a lui Dumnezeu și a regulilor, de fapt, pentru că vedem că într-o societate în care nu există Dumnezeu, până la urmă, anarhia se instalează așa treptat, pe nesimțite. Deși în societatea occidentală, deja anarhia a prins rădăcini tot mai puternice. Pentru că, fiind scos Dumnezeu din viață, din morală, nu rămâne loc decât pentru diavol. Iar diavolul este anarhist, prin definiție. Și el își face lucrarea lui anarhică. Pentru aceștia am un mesaj. Și noi, ca și creștini, ar trebui să ne transmitem acest mesaj din partea lui Iisus Hristos. Că poarta este strântă. Deci cei care doresc să-și trăiască tinerețea într-un mod hedonistic, într-un mod al lipsei lui Dumnezeu din viața lor, să țină minte acest lucru, acest cuvânt pe care îl spune Hristos. Că poarta este strântă. Și că în împărăția celor se intră greu, cu asalt, spune Sfânta Scriptură, și cu efort ca să găsești acea poartă strântă. Știți că în vechime bisericile se făceau cu ușile micuțe. Noi avem tot felul de explicații. Una dintre ele e că doreau creștinii din vechime să nu intre cotropitorii călare în biserică. Dar asta e prima explicație. Aceasta este o consecință practică, să zicem, a faptului că se făceau ușile mici. Altul era motivul. Creștinii doreau să transmită foarte pragmatic și foarte palpabil faptul că poarta de intrare în împărăția celor este strântă. Biserica este privorul cerului. Biserica este reală pe pământ, cum zicem noi, sau suntem la porțile cerului. Și atunci, creștinii din vechime își făceau porțile micuțe ca să transmită efectiv că atunci când intri în biserică și implicit intri în rai, intri pe o poartă strântă. Adică nu poți să intri oricum și oricând. Și atunci, pentru aceștia, e important să știe acest lucru. Și mai ales ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Și aș vrea să vă reamintesc textul din Sfânta Scriptură pe care, cu siguranță, îl știți. Dar e un cuvânt pe care noi trebuie să-l avem în minte și să punem și în atenția tinerilor care trăiesc în necredință. Ce zice Apostolul Pavel? Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți nici de sfârnații, nici închinătorii de idol, nici adulteri, nici malavieni, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ca să fiu foarte categoric și foarte clar. Poarta de intrare în împărăția celor este strâmtă, iar cei care sunt lucrători ai nedreptății, cum spune Mântuitorul într-una dintre Evanghelii, nu prea intră pe această poartă. Știți că a fost întrebat Mântuitorul la un moment dat, oare sunt mulți cei care se mântuiesc? Erau curioși apostolii, văzând cât de exigent e Mântuitorul. Că aparent Mântuitorul era foarte popular, am zice, adică era, îi primea pe toți. Dar nu era chiar așa de primitor, era și exigent în același timp. Numai că noi privim truncheat Evanghelia. Foarte mulți în zilele noastre, ca să justifice desfânarea, ce zic? Păi de ce vă revoltați împotriva desfânării? Că doar Mântuitorul ce-a făcut? A primit-o pe femeia desfânată, nu? A salvat-o de la moarte. Dar uită să citească pasajul al doilea. Sau partea a doua a pericopei, care ce zice? Ce a făcut Mântuitorul? A zis, du-te și să nu mai păcătuiești. Adică n-a zis Mântuitorul, bun, te-am salvat, poți să stai liniștită. Oamenii ăștia, de fapt, nu înțeleg că tu trăiești viața, că tu te bucuri în viață. Du-te înapoi și vezi tu de păcatul tău, că oamenii ăștia oricum nu înțeleg. Nu, Mântuitorul i-a salvat viața, pentru că Mântuitorul nu vrea ca noi să murim, nu vrea moartea păcătosului. Dar asta nu înseamnă că Mântuitorul justifică păcatul. Și din punct de vedere al păcatului, Mântuitorul era foarte exigent. Mântuitorul a stat la masă cu bețivii, dar n-a stat ca să se îmbete cu ei. Mântuitorul a stat la masă cu desfrânații, dar n-a stat ca să desfrâneze cu ei. Mântuitorul a stat la masă cu vameșii, dar n-a stat cu ei ca să învețe să-i vămânească pe oameni. Deci a stat la masă cu toți păcătoși, ci ca să-i convertească, nu ca să păcătuiască cu ei. Și atunci noi avem obligația să transmitem acest mesaj comunității sau societății care trăim, tinerilor care își doresc o viață libertină, că poarta este strântă și că nu se intră în această poartă dacă ești slujitor al nedreptății. Pentru că așa spune Mântuitorul la mai departe, în Evanghelie, că mai târziu la judecată vor încerca și unii să intre în împărăție și va zice Mântuitorul, nu vă cunosc pe voi. Și va zice, cum, Doamne, nu ne cunoști? Doar am... Noi te cunoaștem, ai fost pe ulițele noastre, am mâncat împreună, ne-am văzut, noi te cunoaștem pe tine. Și Mântuitorul va zice, nu vă știu pe voi,
plecați de la mine, lucrători ai nedreptății, zice. Deci, pentru unii tinerețea, din păcate, este o perioadă în care se lucrează nedreptatea, lucrează fără de legea și trebuie să fim categorici. Chiar dacă noi, ca preoți, avem compasiune și avem dorință să-i convertim pe oameni, nu putem să-i băgăm cu forța în biserică, cu tot cu păcatele lor. Că aici a fost eșecul occidentalilor. Eșecul bisericii occidentale. Pentru că, din dorința de a fi simpatică tineretului, uneori căzut în păcat, a căutat în fel și chip să-l aducă pe acest tineret în biserică, dar cu tot cu păcatele lui, tolerând păcatele, comportamentele nepotrivite cu spațiul sacru, cu biserica. Și atunci biserica și-a pierdut sacralitatea ei și a devenit dintr-o casă de rugăciune, a devenit ceea ce vedem noi în mod curent în Occident, sală de spectacole, în cazul cel mai bun, sală de spectacole. Spectacole, mă refer, muzică multe sau muzică cât de cât echilibrată, care ați văzut, cu siguranță, biserici transformate în discoteci, în grupuri, locuri satanice, hoteluri, cafenele, baruri, orice. S-a pierdut sacralitatea. Pentru că, repet, noi iubim pe tine și dorim să fim, să vină în biserică, dar trebuie să ne transmitem un mesaj foarte clar. Și noi, preoții și dumneavoastră care sunteți colegilor, prietenilor, Dumnezeu ne primește în biserică, dar nu cu tot cu păcatele noastre. Acelea le lăsăm la ușă. Sau le spălăm în acest malaxor care este biserica și Sfintele Taine, prin pocăință, prin lucrarea Sfântului Duh. Dar nu putem să rămânem în biserică, să fim lucrători ai nedreptății și în același timp să sperăm că vom intra pe poarta aceasta. Nu se poate. Deci mesajul acesta este pentru cei care trăiesc în credința. Păi există o tinerețe sau o vârstă, tinerețea ca vârstă a credinței, în care unii tineri cred în Dumnezeu și au dorința sinceră să-L slujească pe Dumnezeu, să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Și din punctul meu de vedere, tânărul bogat este emblema pentru această categorie de tineri credincioși. Tânărul din Evanghelie, știți cu toții, era un tânăr credincios. Credea în Dumnezeu. A venit la Domnul nostru Iisus Hristos să ceară un sfat, să ceară o îndrumare. Ce să facă ca să se mântuiască? Deci tânărul nostru era pe Dumnezeu cel bun. Era credincios. Și a zis că Mântuitorul l-a întrebat. Știi poruncile? Și a zis, da. Care? Să nu fii desemnat, să nu ucizi, să nu furi, să nu ridici mărturie mincinoasă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și a zis, pe toate acestea le păzesc din tinerețile mele. Deci, practic, acest tânăr era un tânăr credincios care împlinea poruncile. Și există o categorie destul de largă de tineri care își trăiesc tinerețea în logica aceasta, a tânărului bogat din Evanghelie, care cred în Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu, dar au mai degrabă cu Dumnezeu un fel de legătură, o relație juridică. Adică știu că tu ești acolo, că existi, sau că existi peste tot, cred în tine, știu că tu m-ai creat și că trebuie să respect niște reguli, eu le respect, știu că ai niște porunci, mă străduiesc să le împlinesc. Numai că credința aceasta nu este o credință, cum știm cu toții, nu este o credință totală, ci este o relație mai mult juridică decât de iubire între credincioși. Este o credință mai puțin lucrătoare. Sau uneori chiar nelucrătoare. În sensul legăturii noastre cu Dumnezeu. Pentru că există o categorie de credincioși care se străduiesc să păzească poruncile, mai ales aceste porunci cu tentă socială, care sunt cele 6 porunci. Adică sunt tineri care efectiv se străduiesc să țină porunca a 6. Adică ceea ce spune Mântuitorul acolo nu spune întâmplător. Știți că înșine Mântuitorul cele 10 porunci nu le ia la întâmplare. Să nu credeți că Mântuitorul ia la întâmplare porunca și zice porunca 7 direct. Să nu fii desfinat. Sau porunca a 6 să nu ucizi. Că el amestecă cumva poruncile Mântuitorului dacă nu întâmplă. Dar nu le spune întâmplător. De ce? Pentru că cea mai mare ispită pentru un tânăr este desfrânarea. După aceea, pe locul 2 este crima. Dar nu crima în forma finală, ci în forma incipientă. Începutul crimei este mânia. Furia. Toți trecem prin episoade de furie, de mânie, de agresivitate. Crima este faza ultimă și extremă a furiei. Dar Mântuitorul, când i-a spus porunca să nu ucizi, știa că tinerii sunt, în general, persoane furioase, persoane
destul de agresivă. Știți când e omul cel mai agresiv pe parcursul unei vieți? La vârsta de 17 ani. Atunci e apogeul agresivității unui om. Pentru că încă autocontrolul nostru nu este suficient de dezvoltat, ține și de dezvoltarea cognitivă noastră, că are asta prefrontală, creierul nu este suficient de maturizată. Și nu putem să ne autocontrolăm, pe de parte. Pe de altă parte, același creier deja reușește să facă toate procesele cognitive complexe și reușim să gândim toată bogăția gândirii, dar nu avem suficient control. Și atunci tinerii sunt foarte vulnerabili din punct de vedere emoțional, nu sunt maturizați emoțional, la vârsta asta de 17-18 ani. Unii chiar mai târziu se maturizează mai greu. Și atunci, în prima parte a tinereții, noi suntem în general mai agresivi, mai furioși, ne enervăm foarte repede. Unii, dacă își cultivă acest tip de viață, și îl păstrează pentru tot restul vieții și rămân violenți pentru tot restul vieții. Alții însă reușesc cu timpul să se domolească. De aceea spun că prima dată Mântuitorul a spus prima poruncă să nu fii desprat, a doua să nu ucizi, dar în special mă gândesc eu, sau cel puțin așa înțeleg eu, cu referire la această parte, după aceea să nu furi. Tinerii sunt foarte dornici să câștige repede, rapid. Și mulți au tendința să păcălească regulile. Este o fascinație în rândul tinerilor pentru jocurile de noroc. Foarte mulți tineri joacă la jocurile de noroc, la păcălele, la toate formele care există pe piață. Sunt foarte multe astfel de sedii. Dacă uitați-vă cu atenție prin oraș, în toate orașele, la noi cât de mic e orașelul, sunt mai multe locuri în care există jocuri de noroc și se cheltuiesc foarte mulți bani. Tinerii, foarte mulți bani cheltuie la aceste jocuri. De ce? Pentru că speră să se îmbogățească imediat. Dacă nu reușesc în forma aceasta, unii se aventurează în furat. Are legătură cu furtul. Și jocurile acestea de noroc, într-un fel, au legătură și cu furtul. Că toate sunt forme de furt. În mod normal, trebuie să-ți câștigi tot ce ai prin muncă cinstită. Dar când cauți să fentezi regulile firești, ajung să încalci această poruncă a furtului. După aceea, să nu minți, iar frecventă, și la final revine la părinți. Și cu asta încheie Mântuitorul. Nu mai promunește nimic de alte porunce. Există categorie, din fericire, există categorie de tineri care respectă aceste porunci, sau se străduiesc, se luptă să le respecte. Și printre noi, și cu siguranță, și noi suntem mulți dintre noi care respectăm această poruncă. Pentru aceste porunci încercăm să avem o relație frumoasă cu Dumnezeu. Pentru aceștia, cred că mesajul Mântuitorului este următorul. Toate sunt cu putință celui ce crede și vină de urmează mie. Pentru că această categorie de tineri nu sunt într-o tot împliniți. Chiar dacă sunt credincioși. Pentru că mergând mai departe în Evanghelie, știți că Mântuitorul a cerut mai mult de la tânărul bogat. Împlinea poruncile. Dacă am fi fost noi locul Mântuitorului, l-am fi lăudat, l-am fi felicitat și l-am fi dat exemplu. Mântuitorul însă a plusat. Mântuitorul a cerut mai mult de la el. Mult prea mult. Pentru el sau pentru noi, am zice. A zis, uite, du-te, vin dezbat averea ta și vino și urmează. Și în acel moment tânărul s-a, să spunem Sfânta Scriptură, că s-a descurajat. Și a plecat supărat. Pentru acest tânăr și pentru toți tinerii, toți care se simt că sunt într-un fel, au o viață ca și acest tânăr, mesajul este foarte simplu. Toate sunt cu putință celui care crede. El nu credea, acest tânăr nu credea că poate să facă ceea ce cere Mântuitorul. El nu credea că poate să renunțe la averea lui, el nu credea că poate să îl urmeze pe Hristos, să devină ucenicul lui, să devină apostol. Gândiți-vă că, din nefericire, Dumnezeu de multe ori are parte de drojdiile noastre. Adică, ce avem noi mai frumos? Tinerețea, frumusețea, inteligența noastră. De obicei le dăm, dacă nu celui rău, le dăm lumii acestea. Iar acolo, pe la bătrânețe, când ne-am cam așezat cu toate, ne-am realizat toate, ne-am făcut toate, ne gândim să ne mai ducem și pe la biserică. Ne mai amintim și de Dumnezeu. Și venim în biserică bătrâni, cu boli, cu necazuri, cu neputințe, cu neajunsuri, cu nemulțumiri. Și practic ce facem? Noi jertfim lui Dumnezeu boala noastră, greutatea noastră, neputința noastră. Ne primește Dumnezeu, îi primește Dumnezeu și pe aceștia. Dar în mod deosebit Dumnezeu se bucură mult mai mult să aibă tineri care își pun tinerețea, frumusețea, inteligența
în slujirea Lui. Și asta aștepta de la acest tânăr. Vrea să-L facă apostol, că asta zice, vino și urmează în mine. Așa cum i-a zis lui Petru, așa cum i-a zis lui Ioan, așa cum i-a zis lui Iacob și tuturor și lui Andrei și celorlalți apostoli. Că și pe ea chemat, a zis, vino și urmează în mine. Petru și-a lăsat mrejele, Andrei și-a lăsat mrejele, Ioan și-a lăsat mrejele, Iacob și-a lăsat mrejele, Matei și-a lăsat vama, fiecare și-a lăsat meseria lui, familia și l-a urmat pe Hristos. Tânărul n-a făcut acest lucru. E o lecție foarte frumoasă aceasta, că Dumnezeu dorește tinerețea noastră, El se bucură. Cum zice în Psalmă? Iată, împăratul a poftit frumusețea ta. Deci, împăratul cerului și al pământului poftește frumusețea noastră. Vedeți că Mântuitorul s-a născut într-o iesle, în condiții așa foarte modeste, dar noi uităm ceva fundamental aici. Că Mântuitorul, de fapt, s-a născut dintr-o fecioară. S-a născut în, în cele mai pure condiții, am spune. Condiții însemnând Maica Domnului. În cel mai curat pântece. În cel mai sfânt palat. Deci Mântuitorul a preferat fecioria Maicii Domnului. Mântuitorul n-a preferat iestea. El a preferat-o pe Maica Domnului. Acel de pe Maica Domnului, nu e pe iestea. Deci Dumnezeu dorește și așteaptă de la noi ca noi să ne jertfim, să ne punem în slujba Lui frumusețea, tinerețea, inteligența, calitățile pe care le avem. Acest tânăr n-a putut. Pentru toți tinerii care sunt în această situație, mesajul, le repet, este foarte simplu. Toate sunt cu putință celui care crede. Adică să nu vă îndoiți. Dacă împliniți poruncile, în parte din ele, și credeți că Dumnezeu așteaptă sau vă dă Dumnezeu un semn, că Dumnezeu vrea mai mult de la voi, să nu vă îndoiți că puteți să împliniți acel lucru. Dacă simțiți chemarea, vino și urmează mie, urmează-L pe Dumnezeu. Și ajungem la cea de-a treia categorie de tineri care ajung să fie tineri slujitori al Lui Dumnezeu. Tinerețea poate să fie și o vârstă a slujirii Lui Dumnezeu. E adevărat că nu mulți ajung în această situație. Emblematic pentru mine este Sfântul Ioan Evanghelist. El este până la urmă modelul tânărului care a lăsat totul și care și-a pus totul în slujba Lui Dumnezeu. Și frumusețea, și tinerețea, și viitorului, și șansele Lui, și tot ce ar fi putut El să facă în afară Lui Hristos. El le-a pus la picioarele Mântuitorului. El a devenit cel care a răspuns chemării Mântuitorului. Vino și urmează Lui. Și sunt atâția tineri frumoși care și-au pus tinereța în slujba Lui Dumnezeu. Să-i luăm din Vechiul Testament, să ne gândim la Iosif. La dreptul Iosif, din Vechiul Testament, nu dreptul de la Fecioara Maria. Gândiți-vă că el a fost vândut de frații lui în Egipt. Acolo a ajuns în casa lui Putifar. Era sclav. Soția lui Putifar i-a propus să aibă relații intime cu el. El, ca sclav, a fi putut să aibă o situație privilegiată, fiind, să zicem, amantul soției lui Putifar. Dar el a ales să-și pună tinerețea, fecioria și ce avea el în slujba lui Dumnezeu. Și a zis nu. Chiar cu prețul de a ajunge la închisoare. Și a ajuns la închisoare. Unde a stat ani de zile în închisoare. Vedem că el și-a pus tinerețea în slujirea lui Dumnezeu. La fel. Și în închisoare. După aceea, când a ajuns al doilea după faraon în Egipt. Toată tinerețea și tot ce a avut el, mintea lui, și-a pus-o în slujba lui Dumnezeu. Ar fi putut să trăiască o viață de uzur după aceea, după ce a ajuns mare. Ar fi putut să trăiască încă de la început, în casa lui Putifar. Ar fi putut să fie un sclav privilegiat, cum se întâmpla un om. Ar fi putut să fie un răsfățat al soției lui Putifar. Dar el n-a vrut asta. A refuzat. A vrut să slujească pe Dumnezeu. Chiar cu riscul de a pierde uneori anumite bunuri materiale. După aceea, gândiți-vă ce a făcut David, prorocul. Este extraordinar ce a făcut. El de mic compunea psalme. Cânta psalme. De tânăr, adolescent, s-a luptat cu Goliat. Prin Goliat să înțelegem și acea persoană fizică pe care a ucis-o, dar și răul imens care ne stă în față și pe care uneori, sau nouă, ni se pare că este de neînvins. Când ești tânăr, întâmpini atâtea greutăți și atâtea obstacole încât te gândești, Doamne, oare reușesc? O să reușesc să trec peste toate. Dar te ajută. Te ajută Dumnezeu. Acum, ca să fac o paranteză, eu, când am fost hirotonit, aveam 25 de ani. Și Preasfințitul Iustin m-a trimis în Târgu Lăpuș, dar era o parohie misionară, fără biserică, fără casă parohială, fără nimic. Și a zis, uite, asta ți-e parohia. Adică mi-a arătat perimetrul. Și a zis, de aici încep, zice, dar puci, faci biserică, casă parohială. Era o muncă imposibilă. Dar asta nu cunoșteam pe nimeni. Nu știam nimic.
Când a zis, te duci la cartea funciară să cauți, niște acte de proprietate ale apărării. Eu m-am dus la bibliotecă. Am zis că cartea funciară e o carte. Înseamnă că cartea funciară e altceva. Un act de proprietate în care găsești în altă parte. Deci atât de eram de neștiutor și atât de naiv la 25 de ani. Dar m-am dus. A zis, vrea să ții, tu te duci acolo și m-am dus. Cu toată credința că nu... Că sigur voi reuși, că nu se poate să nu reușesc dacă mă duc acolo. Și a zis, vrea să ții, tu mai două avantaje. Tinerețea și inconștiența. Ești tânăr și când ești tânăr ai foarte mult elan, foarte multă forță, foarte multă dorință și inconștiența. Într-adevăr că dacă ai ști câte greutăți, câte obstacole, câte întâlnești pe parcursul unei vieți, probabil că te-ai descurajat și nu ai mai face nimic. De aceea e foarte bine că Dumnezeu a rânduit așa ca noi să nu cunoaștem viitorul. Că vă dați seama dacă am ști, de exemplu, când murim. Unii poate muri peste 5 ani, alții peste 50 de ani, peste 100 de ani. Nu știm când vom muri. Dar unii care probabil, da, ferească Dumnezeu, dar se întâmplă la un moment dat, să murim mai devreme. Ne-am tot gândit, Doamne, voi muri peste 3 ani. Nu ne-am mai bucurat deloc de viață. Așa nu știm viitorul. Nu știm ce se va întâmpla cu noi. Nu știm când vom muri. Nu știm de ce boală ne vom boli, dacă ne vom boli. Și atunci avem șansa să ne bucurăm de prezent, să ne trăim prezentul, pentru că Dumnezeu asta vrea. Să nu alergăm după himere, să ne trăim trecutul sau viitorul. Asta e o boală. E o boală și să trăiești în trecut și să trăiești în viitor. Unii se tot gândesc că cum a fost în trecut, cum a fost în trecut. Tinerii de obicei trăiesc în viitor. În loc să se bucure în mod corect de tinerețea lor, ei se tot gândesc, vai, cum va fi după ce o să fac, uite, acum muncesc 10 ani și o să câștig foarte mulți bani, muncesc 20 de ani și o să câștig și mai mulți bani și o să-mi fac casă și o să am carieră și o să am de toate. Și de fapt, uite să-și trăiască prezentul și sacrifică prezentul și până la urmă cam bani cu acela. Nu vin spun cu pescarul. Când a ajuns la final, după 20 de ani, a ajuns de unde a plecat. Știți că era un pescar acum, nu știu dacă e potrivit, dar poate știți, acum dar e cu târg și e chiar potrivit. Adică se spune că era un pescar care stătea liniștit și pescuia pe malul unui lac. Și a venit un om de afaceri și a zis, uite, tu stai aici și pescuiești cu mința asta. Uite, dacă ai fi un om inteligent, zice, ai putea să-ți iei o plasă. Și zice, dacă ai avea o plasă, ai pescui mai mulți pești. Și zice, și ai pescui mai mulți pești, ai câștiga mai mulți bani din vânzarea lor. Și? Păi zice, după ce s-ai cumpărat cu banii pe care le-ai, zice, ai putea să-ți cumpere o barcă. Bun, și? Zice, peste 3 ani, zice, îți vinzi barca și din banii pe care câștigi, pescui mai mulți pești, îți cumpere o șalupă. Și tot așa, 3 ani, peste 10 ani îți cumpere un vapor și așa mai departe. Și zice, bun. Și peste 20 de ani îți cumperi, deja zice, ai propria ta firmă, tu ești patron, deja ai 100 de angajați care toți pescuiesc pentru tine. Și a zis pescarul și? Păi zice, atunci tu o să fii liber, îți dai seama, vei sta, te vei relaxa, te vei odihni. La care pescarul a zis, dar eu asta fac acum. Deci tinerii uneori aleargă după iluzii, crezând că peste 20 de ani vor obține ceea ce de fapt e acum au. Liniștea, odihna, lipsa grijilor, poate, sau frumusețea vieții, până la urmă, pe care o avem. Deci revenind la ale noastre. David a fost, vedeți, un tânăr care s-a luptat cu răul, este modelul prietenului, ce prietenie frumoasă a avut cu Ionatan, nu s-a răzbunat, n-a răspuns cu răul la rău, este un tânăr care a hotărât ca până la sfârșitul vieții lui să-L slujească pe Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. După aceea, gândiți-vă la Daniel și cei trei tineri, că ei sunt la fel niște modele. Și erau acolo în Babilon. Erau cum suntem noi astăzi, în Babilon. Erau toate relele. Ei aveau o poziție privilegiată, pentru că nu erau niște oameni simpli. Au fost selectați să fie în apropierea împăratului Babilonului. A fost acolo în casă, printre cei puternici și cei mari, dar totuși erau totuși niște evrei și erau sclavi. Li s-au întins curse și capcane, cum se întâmplă de obicei. Cei trei tineri au refuzat să se închine chipului de aur din câmpul de Ira. Și au fost salvați de către Dumnezeu. Daniel a refuzat, de asemenea, să se roage altcuiva decât Dumnezeului celui adevărat. Și a câștigat. Pentru că Dumnezeu l-a salvat din groapa cu lei, pe cei trei tineri din cuptorul cu foc.
Deci n-au făcut compromisuri și nu s-au speriat când a fost vorba să-L slujească pe Dumnezeu. Și n-au spus, acum, dacă porunca e să ne închinăm, ne închinăm idolului, că nu avem ce să facem, că așa e porunca, așa e legea. Ei au zis, nu, ne asumăm cu orice preț slujirea lui Dumnezeu. Apoi, Noul Testament avem multe exemple. Vedeți pe Sfântul Ioan Evanghelistul, pe Timotei, pe mulți dintre Sfinții Apostoli care au fost tineri, Sfinții pe care aveau viețile Sfinților, pe câți? Pe Sfânta Parascheva, Filoftea, atâția Sfinți tineri, Sfântul Antonie cel Mare, care de tânăr s-a dăruit lui Dumnezeu, până la urmă, toți monahii care își dăruiesc viața lui Dumnezeu din tinerețile lor, sunt tineri care aleg să slujească pe Dumnezeu. Clericii care slujesc pe Dumnezeu la fel și numai și laicii, voi, ascultul să știți că face parte din categoria tinerilor, sau tinerii ascultiți fac parte din categoria tinerilor care slujesc pe Dumnezeu. Adică din categoria celor care nu se rezumă să aibă doar o relație contractuală cu Dumnezeu, juridică, în care respectăm poruncile lui Dumnezeu. Și voi vă străduiți chiar să-L iubiți pe Dumnezeu și să-L mărturisiți pe Dumnezeu. Pentru că aceste sete, aceste întâlniri, toate lucrurile frumoase pe care le faceți, taberele, activitățile educative și tot ce faceți, voi le faceți din dorința de a sluji pe Dumnezeu. Este o formă de a sluji, de slujirea lui Dumnezeu. Așa că n-ar trebui să vă descurajați. Aș vrea să vă spun două lucruri în încheiere și o să mă opresc, nu vreau să vorbesc mai mult. Aștept întrebările noastre, pentru că probabil e mai ușor la întrebări. Pentru dumneavoastră. Și mai greu pentru mine. Vreau să meditați la un cuvânt din Patrie. Probabil Părintele v-a spus această vorbă, dar vreau să vă mai spun și eu. Se spune că Ava Ioan Scopitul, mai tânăr fiind, a fost întrebată de către un alt monar, unde voi puteți să faceți lucrul lui Dumnezeu cu odihnă, iar noi nici cu efort nu reușim să-L facem? Deci un călugăr tânăr îl întreabă pe un călugăr bătrân. Cum voi puteți să împliniți poruncile lui Dumnezeu, să faceți tot ceea ce ține de slujirea lui Dumnezeu, ca și cum ar fi ceva, un lucru ușor, și zice, noi ăștia tinerii nu reușim nici cu efort. Și el a zis, noi putem, sau noi am putut, pentru că am avut țintă lucrul lui Dumnezeu. Iar trebuința trupească prea puțin lucru. Zice, voi nu puteți, pentru că ținta voastră este trebuința trupească, iar lucrul lui Dumnezeu, iar de lucrul lui Dumnezeu nu aveți nevoie. Pentru aceea, zis Mântuitorul, puțin credincioșilor, căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Adică, scopul vieții, prioritatea maximă. Ce noi putem să împlinim și să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că asta este ținta noastră. Să-L iubim pe Dumnezeu. Ce voi aveți altă țintă. Voi aveți lucrurile materiale. Adică voi vă folosiți de Dumnezeu. Sunt și o categorie de tineri și de aceea spuneam că există această categorie de tineri credincioși, dar care nu slujesc neapărat pe Dumnezeu. Sunt o categorie de tineri care cred în Dumnezeu, împlinesc poruncile, dar așteaptă de la Dumnezeu să fie un fel de talisman al lor. Adică, cred în Tine, Doamne, vezi că îți împlinesc poruncile, dar am niște așteptări de la Tine. Când vezi, am și eu o nevoie să-mi găsesc un serviciu, să-mi găsesc o soție, să-mi găsesc niște oportunități în viață, dar relația e mai mult contractuală. Nu există neapărat o relație adâncă și profundă de iubire. Ci mai mult așa, un fel de înțelegere între părți. Cum se întâmplă la noi preoții. Și mie mi-a spus un credincios, zice, Părinte, să te rogi pentru mine să câștig la loto. Zice, dacă câștig la loto, împărțim bani. Îți dau la biserică jumătate și jumătate la mine. Și asta e o relație contractuală cu Dumnezeu. Nu poți să faci lucrurile în forma asta. Spui că dacă mă ajut să câștig la loto, eu voi fi bun. Dacă mă ajut să câștig la loto, voi face milostenie. Așa cum îl obligi tu pe Dumnezeu. Asta nu-i dragoste. Asta e o relație contractuală. Ori, asta spuneți Ava Ioan Scopitul. Zice, voi nu aveți folos, voi nu reușiți să atingeți performanțe duhovnicești pentru că voi nu aveți ținta bună. Voi aveți, de fapt, preocupări materiale, chibuița trupească, cum zice el. Vă preocupă alte lucruri, dar voi vreți să împliniți poruncile lui Dumnezeu. Nu se poate. Zice, noi am putut să împlinim, fără mult efort, poruncile și să fim, într-adevăr, pe placul lui Dumnezeu, pentru că am avut un singur scop. Să slujim pe Dumnezeu. Deci și noi, ca tineri, să nu ne descurajăm.
Că uneori ne gândim că e imposibil să facem. La 25 de ani să facem lucruri mărețe. Dar putem să facem. Începând de la 25, chiar și la 20 de ani. Chiar dacă suntem naivi, m-am fost și eu la 25 de ani naivi, n-am știut atât de multe lucruri. Acum când mă uit în spate, văd că de fapt multe dintre lucruri nu le-am făcut eu. Dumnezeu le-a făcut prin mine, așa cum a făcut prin Părintele Ciprian, așa cum facem prin fiecare dintre noi. Dumnezeu lucrează prin noi. Noi avem impresia că noi că suntem deștepți. Da, și eu m-am străduit, și Părintele s-a străduit, și sunt mulți preoți care se strădesc. Dar după ce trece timpul și trec ani, 10-20 de ani, îți dai seama, dacă te uiți cu sinceritate în trecut, că de fapt tu n-ai putut să faci lucrurile astea, că au fost niște situații imposibile. De exemplu, biserica din Hașdeu, știe Părintele, a fost o situație imposibilă să o faci la vremea respectivă. Să o construiești. A fost atât de multă opoziție, atât de multă privare, încât aproape a fost imposibil să faci și o minune că există bisericuța în campusul din Hașdeu. Dar n-am făcut-o noi, dar n-am făcut-o Părintele. A făcut-o Dumnezeu prin Părintele, prin cei care au fost atunci, prin cei care veniți acum. Deci Dumnezeu lucrează prin noi. De aceea, mesajul pentru tinerii care slujesc Dumnezeu este acesta, să nu o să descurajeze. Ci, din contră, bucurați-vă că plata voastră multe este în cer. Gândiți-vă la... Mie mi-e stare, dragi, Sfântul Dimitrie și Sfântul Gheorghe. Doi sfinți care au avut, gândiți-vă, tot ceea ce își dorește un tânăr de astăzi. Au fost și deștepți, au fost și frumoși, au fost și cu bani, au avut și tinerețe, au avut și statut social și forță. Dacă am fi fost noi sau alții în locul lor, cu siguranță, probabil n-am fi ales traseul vieții lor. Am fi bucurat de privilegiile vieții. Milioane de tineri își vând credința, își vând tinerețea, își vând tot ce au ei mai bun ca să aibă ce a avut Sfântul Gheorghe sau Sfântul Dimitrie la un moment dat, din punct de vedere material. Și Sfântul Dimitrie, Sfântul Gheorghe n-a pus preț pe ele, le-au sacrificat pe toate de dragul lui Dumnezeu. Și au fost câștigați. De aceea, să nu fim tineri credincioși moderați. Acesta este mesajul meu și asta. Să fim tineri care să avem ținită slujirea totală lui Dumnezeu. Să nu vă descurajați. Să nu credeți că e suficient doar dacă credem în Dumnezeu și împlinim două, trei dintre porunci sau că uneori ne duce pe la biserică. Să fim creștini totali. Creștini integrali. Tineri totali. Și atunci să știți că Dumnezeu se va bucura foarte mult. Atât de mult se bucură Dumnezeu de tinerii credincioși care doresc să slujească pe Dumnezeu. Cred că se bucură cel mai mult. Știți care a fost ucenicul iubit al Mântuitorului? Ioan Evanghelistul. Cel mai tânăr copil. Tânărul, adolescentul. N-a fost Petru. N-a fost Andrei. N-a fost Iacob. N-a fost Zahir. N-a fost Matei. N-a fost altul. A fost Ioan. A fost acel tânăr. Și l-a iubit nu neapărat că noi zicem că el era cel mai pur, într-adevăr, că fiind copil n-a apucat să facă păcate ca ceilalți, probabil. Dar nu pentru asta, cred că l-a iubit Dumnezeu cel mai mult, sau Iisus Hristos a considerat ucenicul iubit, pentru faptul că și-a jertfit sau și-a pus pe tavă, înaintea lui Dumnezeu, toată tinerețea lui, toată frumusețea lui, tot viitorul lui l-a pus pe tavă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu l-a lăsat nerăsplătit. Vedeți că l-a binecuvântat și a fost singurul dintre apostoli care a murit de moarte bună. Cred că și pentru asta. Pentru faptul că El, mai mult decât oricare dintre ceilalți apostoli, și-a pus la dispoziția Mântuitorului toată tinerețea Lui. Să ne ajute cu Dumnezeu și noi să slujim pe Dumnezeu cu toată dragostea și cu toată iubirea noastră. Știam că Părintele nu a rămas așa și că s-a evoluat și a crescut,
Dar am întotdeauna ce a spus în catedrală și felul și Duhul care a vorbit și am părat. Acum am respirat doar la fără. Știți de ce? Pentru că Părintele a făcut psihologie. Și când a dat psihologie și când a făcut, am avut o multă frică. Pentru că mulți prieteni au făcut și filozofia și psihologia dintre cei care se duce nici prieteni. Și după ce s-au trecut prin facultățile acestea, cunoșteau prea puțin teologie sau poate că erau prea puțin pătruși de teologie, de învățătări, de credință, așa încât deveneau filozofi împănați cu teorii teologice sau psihologi, vorbind bine și cumva prinzând Duhul învățăturii științei psihologice și care adăugau și anumită cărcătură teologică. Ori la Părintele nu este așa. Și mă bucur foarte mult. Adică se folosește teologie bine și este o studitoare a teologiei. Teologia mintea și îndrezul Părintele. Ceea ce mă bucur. Respirul surat. Mulțumesc. Acum, eu dacă aș fi putut, mă că n-am 10 vieți, știți, ca și pisica. Dacă aș fi putut, aș fi făcut toate facultățile care există. Și pe toate le-aș fi pus în slujba lui Dumnezeu. Că asta am vrut și eu. Am făcut psihologia ca o curiozitate, ca o pasiune. Dar vreau sau mă străduiesc, nu știu dacă am reușit, mă străduiesc să fac ce ne învață Sfântul Vasile cel Mare. Să fim ca albina, care ia din fiecare floare ce e mai bun. Am învățat foarte multe lucruri frumoase, dar nu am făcut psihologia ca să mă lepăd de Hristos sau de credință sau de teologie. Teologia rămâne regina disciplinelor și pasiunea mea și dragostea mea. Dar, repet, dacă aș putea, aș face toate facultățile, să învăț de la toate câte ceva, dar nu mai reușesc, că viața trece. Prima întrebare. Părinte, vă rog să vorbiți despre aceste cazuri rare în care sfinți și oameni deosebiți, deveniți sfinți, au slujit Dumnezeu de la vârste fragile, de exemplu, Sfânta Paraschiva, Sfânta Clerteia, Sfântul David din Elia. Acum, să prezint viața fiecăruia dintre sfinți, nu o să fac lucrul acesta. E clar că am slujit din copilărie, până la urmă și eu chemare și un dar de la Dumnezeu. Îmi amintesc și eu că eu nici nu știu de când am vrut să fiu preot. Din copilăria mea, dintotdeauna, mi-am dorit să fiu preot. Și porecla mea, când eram copil, știți că fiecare copil are câte o poreclă, porecla mea era popa. Toți copiii din clasa a 3-a, 4-a, 5-a știau că eu voi deveni preot. Pentru că le-am spus, probabil, la un moment dat, în copilăria mea, că vreau să fiu preot. Și nu m-am dezis de asta. Mergeam la biserică regulată. Naiv, am spus, da. Am spus, mergeam la biserică, deși părinții mei nu frecventau regulat biserica. Erau oameni credincioși, dar așa, credice, nu mergeau nimic, nici nu prea puteau, că munceau foarte mult, cum era atunci, știți, pe vremea comunismului, comuniștii punea la lucrul nostru. Dar mergeam singur la biserică, am mai dus și pe alți colegi la biserică, prieteni pe care am avut, i-am dus și pe la biserică și ei au înțeles că voi fi preot. Și nu am visat să fiu altceva decât preot. Nu pot să fiu altceva decât preot. Și la un moment dat puteam să schimb vorba Părintelui, să-mi schimb profesia sau să-mi schimb orientările, dar nu pot decât preot. Nu văd altceva. La fel și în cazul acestor sfinți de care zice dumneavoastră. Din copilăria lor au avut acest dar și această chemare de slujit lui Dumnezeu. Nu toată lumea are această chemare, e adevărat. Dar acești copii sau acești sfinți care din copilăria lor l-au slujit pe Dumnezeu, cum a fost, de exemplu, prorocul Samuel. Au fost niște oameni extraordinar de buni și strălucesc în cerul lui Dumnezeu într-un mod deosebit și sunt pentru noi exemple. Repet, dacă aveți această chemare sau dacă aveți, simțiți cât de cât că puteți să faceți mai mult pentru slujirea lui Dumnezeu, să nu vă îndoiți. De fapt, asta vreau să spun. Să nu vă îndoiți că puteți să faceți mai mult, că puteți să fiți misionar, că puteți să fiți mărturisitor, să nu vă fie rușine. Lumea ne dă în cap, mai ales în zilele noastre. Încearcă să ne stigmatizeze. Că e o metodă psihologică și asta. Când vrei să lupți cu adversarul, în primul rând îl denigrezi, îl jignești, îl intimidezi. E o formă de intimidare a noastră. Pentru că atunci când îl intimidezi, vedeți și în sport se practică. Începi să înjuri adversarul. Pentru că atunci el își pierde raționalitatea. Și nu mai reacționează rațional, ci instinctual, emotiv. Și atunci când reacționezi emoțional, îți pierzi echilibrul. Pentru că emoțiile sunt iraționale. Furia, mânia, toate sunt emoții. Și
atunci asta este, de fapt, și lucrarea diavolului, să stârnească în sufletul nostru foarte multe emoții, să ne îndepărteze de Dumnezeu. Dar știți ce spune în Apocalipsa? Că fricoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Frica este o emoție. Ori noi, chiar dacă lumea ne încearcă să ne stigmatizeze și încearcă să ne facă să ne pierdem rațiunea și să reacționăm emotiv, emoțional și instinctual, să nu cădem în această capcană. Deci să nu vă pierdeți rațiunea, să nu vă pierdeți mintea. Și să răspundeți chemării lui Dumnezeu, să fiți misionari. Că asta au făcut Sfinții de care pomenează noastră. Nu și-au pierdut mințile, nu și-au pierdut rațiunea în fața provocărilor, în fața greutăților care au apărut în viața de zi cu zi. Un cuvânt de încurajare pentru tinerii care, deși doresc și vor să iubească de Dumnezeu, sunt slabi în fața păcatelor tinereții și nu pot să ridice. Unul dintre duhovnicii mei, după ce am plecat din Cluj, a fost Părintele Serafim. De la Rohia. Serafim de la Rohia. Părintele Serafim de la Rohia. Și îi spuneam și eu, când mă spovedeam și când discutam cu el, îi spuneam această îndumerire. Părinte, tot revin cu aceleași păcate pe care le-am făcut. Cad și mă ridic și iar cad și am impresia că nu m-am mai pot ridica. Și el îmi spunea cuvântul acesta pe care vi l-a spus și el. Nu te îndoi în credință, toate sunt cu putință celui ce crede. Crede că poți să nu mai cazi, crede că poți să nu mai păcătuiești. Întărește-te în credință. Credința este cheia. Dacă nu o să-ți întărești credința, o să cazi din nou. Și acum cum să ne întărim credința? Chiar și Mântuitorul a fost întrebat la un moment dat, s-a cerut să întărească credința apostolilor. Aici sunt mai multe discuții despre asta. Dar eu zic că răspunsul acesta este. Pentru cei care sunt, toți suntem în această situație, indiferent de vârstă. Dar e adevărat, tinerii, în mod special, cu anumite păcate, sunt tentați să cadă mai des. Credința este cheia. Să căutăm acele metode și sunt convins că și părintele ne poate ajuta în viața de zi cu zi, în fiecare duminică, prin tot ceea ce face dânsul, să vă întăriți credința. Prin cărțile pe care le citiți, în primul rând, prin Sfânta Scriptură. Pe mine cel mai mult mă ajută să mă întăresc în credință Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Că este viu și lucrător și puternic. Când am îndoială, când am neliniști, când am nemeriș și citesc câteva pagini din Sfânta Evanghelie, toate dispar. Deci credința se întărește prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl citim cu credință, să avem credință că El este Cuvântul lui Dumnezeu și citim Cuvântul lui Dumnezeu, ne întărim în credință. Și atunci, cu siguranță, căderile noastre vor fi mai puține, tot mai rare, până când unele chiar vor dispărea. Avem exemplu de oameni care au scăpat de patim foarte mari, de patim grele, fiind credincioși, probabil, sau trebuie viața în credință. Că ce-i pocăința? Pocăința nu e altceva decât o schimbare a vieții cu ajutorul credinței. Dacă nu crezi că poți să schimbi viața, nu ți-o schimbi. Dar tocmai pentru că crezi că poți să o schimbi, ți-o schimbi. Și atunci Dumnezeu te ajută. Bine, că nu-i doar lucrarea ta, că și lucrarea lui Dumnezeu, dar credința este cheia. Părinte, mi se pare că la evenimentele ortodoxe de tineret se pune uneori prea mult accent pe românitatea noastră. Cântece patriotice, dansuri populare, etc. Și prea puțin pe ortodoxie. Cum putem, ca și simpli tineri, să atenționăm că suntem Biserica Ortodoxă Română, nu Biserica Română Ortodoxă? Foarte bună, foarte bună observația. Și eu am făcut observația asta de mai multe ori. Chiar și la cursurile cu preoții, că uneori mai avem cursuri de formare cu preoții sau la ședințele pe care le avem. Și eu am subliniat exact acest lucru. E importantă și națiunea și identitatea națională, pentru că națiunea conservă anumite valori. De exemplu, nu-i totuna a fi român sau a fi indian, de exemplu. Dacă ești român, ai șanse foarte mari sau probabilitatea de a fi creștin ortodox este mare dacă ești român. Pentru că poporul român a conservat, să zicem, credința ortodoxă, câteva valori pe care noi le avem specificul român. Pe când dacă ai fi indian, probabil ai fi altceva, ai fi budist, ai fi musulman, ai fi altceva. Deci nu-i tot una în ce neam te naște. Și atunci, a fi român e o șansă, dar nu e o virtute. Adică nu e suficient, dacă te-ai născut român, înseamnă că gata, ca și evrei, ești mântuit, faci parte din poporul ales. Ești român ortodox și ești mântuit. Deci, etnia are importanța ei,
Dar nu stă pe picior de egalitate cu Ortodoxia. Asta vrea să sublinieze și cel care spune sau cea care spune. Același lucru l-am subliniat și eu la întâlnire pe care am avut cu preoții și cu formatorii de tineret. Exact asta le spuneam. Să nu cădem în capcana asta etnocreștinismului, care e păgubos. Facem și noi activități cu tinerii. Și eu fac cavere, face și voi. Le spuneam și le atragem atenția preoților că sunt tabere care nu mai întâlnești absolut niciun fel de activitate catehetică. Adică te întâlnești cu copiii aceia 3, 4, 5 zile și faci toată ziua activități sportive, jocuri, dansuri, tricolor, coasem și așa mai departe, dar nu lipsește Hristos din toată povestea. Ori noi nu facem tabere ca să facem divertismente, noi nu facem activități, noi biserici, la fel. Noi nu facem divertismente sau etnodivertismente. Pentru că atunci n-am făcut nimic. Noi îl mărturisim pe Hristos. Ne folosim de toate aspecte, de etnia noastră, dacă putem, de valorile etniei noastre, ne folosim de cultura noastră, ne folosim de inteligență, ne folosim de tinerețe, ne folosim de tot ceea ce avem, ca să slujim pe Hristos. Nu ne folosim de Hristos ca să scoatem în evidență alte lucruri. Deci noi nu folosim pe Hristos. Din păcate, adevărat, uneori îl folosim pe Hristos, inclusiv în activitățile noastre. Adică doar ne folosim de El, nu mărturisim pe Hristos. Noi avem planurile noastre foarte bine puse la punct și pe Hristos îl folosim ca argument. Dar noi nu avem voie să-l folosim pe Hristos ca argument. Hristos nu e argument. Hristos este ținta. Adică toate celelalte lucruri sunt argumente. Ca să ajungem la Hristos. E foarte bună observația și m-aș bucura dacă și dumneavoastră, probabil, nu știu exact cum faceți activitățile cu tinerii, cum faceți programele pe care le aveți. Repet, nu trebuie exclus elementul etnic. Poate să fie prezent în subsidiar. Ca element secundar. Pentru că etnia conservă anumite valori. Și, într-adevăr, putem sublinia istoria religioasă a poporului român. De exemplu, tradiția bisericilor. În cazul nostru al Maramureșului, tradiția bisericilor de lemn. Modul în care s-a conservat credința în obiceiurile populare. Dar nu înseamnă că ele stau pe picior de egalitate cu dogma bisericii. Ortodoxia nu stă pe picior de egalitate cu etnocreștinismul. Sunt forme în care Ortodoxia s-a întrupat la un moment dat în istorie, că astea au fost condițiile și așa au trăit strămoșii noștri. Dar nu înseamnă că acum noi trebuie să punem pe picior de egalitate costumul popular cu veșmântul preoțesc. Nu-i totul. Oricât de frumos ar fi veșmântul popular și ar avea culori multiple și frumoase, nu e veșmânt preoțesc. Adică costumul popular nu este veșmântul preoțesc al neamului românesc. Veșmântul preoțesc, cel pe care știm din biserică, acela sfințește și neamul românesc, și unguresc, și oricare neam care crede corect în Hristos. Da, e bine și sper să ne dea înțelepciune. Eu tot insist pe lucrul acesta. Avem și noi problema aceasta în activitățile de tineret. Fie că facem prea mult divertisment, prea multe jocuri, prea multe activități din acestea, origami și mai știu ce să mai facem, fie facem prea multe activități culturale, artistice și nu mai e Hristos. Și Hristos nu trebuie să lipsească, repede, Hristos trebuie să fie centru. De ce tinerii se simt bătrâni? Care sunt cauzele și cele mediate? Păi se simt bătrâni pentru că unii chiar au darul de la Dumnezeu de a fi bătrâni înainte de vreme, cum au fost Sfinții Mari, Vasile cel Mare sau Grigore, despre Grigore Teologul se spune că era un tânăr bătrân, adică avea atât de multe calități încât era un tânăr înțelept. El se simțea bătrân în sensul autentic al cuvântului, dar unii se simt bătrân pentru că experimentează toate ale vieții de la vârste prea fragile. Și atunci nu se mai bucură de nimic. Pe când ajung la 20 de ani, sunt epuizați și fizic după ce au experimentat totul. Gândiți-vă cei care postiți, de exemplu, țineți tot postul. Cât de multe bucurii noaptea de Paști după ce ai sunt alături, e de o bucățică de brânză, de o bucățică de ou, de o bucățică de carne, dacă mănânci. Te bucuri ca și cum parcă n-ai fi mâncat de nu știu cât timp. Așa este, că n-ai mâncat de 4-7 de zile. Dar cei care mănâncă în fiecare zi nu se mai cumplă de nimic. Cei care nu postez deloc și sunt în noaptea de Paști și mănâncă, ei nu se bucură nici de mâncare, de fapt, chiar dacă mai se lăsă de belșugat. Cei care și-au petrecut postul într-o minimă retragere, să zicem, interioară, chiar dacă ai fost printre colegi, ai fost la serviciu, dar ai fost mai moderat decât obicei, ai vorbit mai puțin, ai fost mai temperat. Se bucură mai mult după.
Sunt mici detalii ale vieții pe care nu le simți decât dacă ai trăit în abstinență. Abstinența înainte de căsătorie. Toate formele de abstinență pe care le propune biserica în mod obișnuit unui tânăr, de fapt sunt în avantajul lui. Pentru că atunci când forțez nota și le experimentez pe toate prea devreme, la 20 de ani ești epuizat. Și ți-ai pierdut. Pentru că dopamina te distruge. Știți că dopamina e o moleculă, un neurotransmisător mărunt, produs de doar câteva celule din organismul nostru, care însă determină fundamental viața și istoria omenirii, spun specialiști. Am citit de curând o carte intitulată Dopamina, o carte teribilă. Și dopamina, ce e dopamina? E neurotransmisătorul care provoacă nouă curiozitate. Sesizează oportunitățile din viață. Ne atrage atenția. Fii atent, că aici s-ar putea să ai o mare câștigă. Dopamina este cea care, de fapt, ne motivează să facem orice lucru în viața asta. De la motivația de a mânca, activitatea sexuală, până la motivațiile, inclusiv motivația religioasă. E determinată biochimic de dopamină. Adică e substanța asta care ne atrage atenția, ne sesizează oportunitățile. Numai că dopamina e foarte pasivă. Dopamina ne ispitește, e cumva ispita propriului corp, ne ispitește să mergem până undeva și după aia ne lasă baltă. Când am obținut acel obiect, dopamina se retrage, adică nu se mai produce, se absorbe. Și între alți neurotransmițători în funcțiune, neurotransmițători aici acum, endorfinele, serotonina, categoria de neurotransmițători care ne fac să ne bucurăm sau să gustăm acum, prezentul, ceea ce mâncăm, ceea ce trăim, așa mai departe. Însă dopamina este foarte păcătoasă, într-un fel, pentru că ea ne ispitește, ne provoacă să le gustăm pe toate și după aceea ne părăsește și ne înșală. În sensul că nu se ține de cuvânt. Că dopamina este ca o reclamă. Ea tot timpul promite. Dacă o să obții lucrul acela, dacă o să faci lucrul acela, vei fi foarte fericit. Vei ajunge să găsești împlinirea vieții tale. După aceea ești dezamăgit, pentru că după ce tu începi să guști plăcerile, gândiți-vă, sexualitatea de la vârstă fragedă, de la 14 ani, 15 ani, cel care o practică, îi promite dopamina că va fi foarte fericit. Ori el sfârșește catastrofal, pentru că un tânăr sau o tânără care de la vârstă foarte fragedă deja are o experiență sexuală intensă, pe când ajunge la 20 de ani deja pentru ea sexualitatea sau pentru ea sexualitatea nu mai reprezintă mare lucru. Eventual devine o pată. E ca țigara. Nu mai poți fără ea. Te obișnuiești cu ea, o practici, dar nu mai are aceeași relevanță ca în cazul celui care a trăit în abstinență până la căsătorie și o practică în timpul căsătoriei, după regulile firești ale căsătoriei. Ceva ce nu poți înțelege dacă nu treci prin experiențele acestea. Deci de aceea, repet, unii se simt bătrâni înainte de vreme, pentru că probabil au experimentat prea mult, sau pot să fie dintre aceea categorie de bătrâni înțelepți, să realizeze să fie acei bătrâni care au înțelepciune de la Dumnezeu și cresc bucurile duhovnicești înainte de vreme. Ce facem dacă nu simțim chemarea lui Dumnezeu, deși ne-o dorim? Nu știu. E greu de răspuns. Eu cred că Dumnezeu nu ne trimite chemarea așa prin poștă sau poate ne-am așteptat mai printr-un e-mail sau printr-un SMS să ne spună că uite, te chem să faci lucrul acesta. Dacă ești aici, dacă ai pus această întrebare, eu cred că Dumnezeu ți-a dat un semn. Cred că Dumnezeu ți-a dat un semnal că El așteaptă ceva de la tine. Și uite-te cu atenție în jurul tău și vei găsi răspunsul la întrebare. Vei găsi ocazia să te implici în astfel și pe Dumnezeu după nivelul în care ești. Dacă ai făcut teologie, probabil fiind preot, dacă n-ai făcut teologie fiind monah, poți să fii și monah. Câți tineri nu s-au convertit, câți tineri nu s-au călugărit în urma, chiar în urma conferințelor la scop. Bine, pe vremea când vedeau mari duhovnici la conferințe, nu sunt eu. Mi-amintesc când venea părintele Teofil Părian. Chiar cumnatul meu, părintele Teosoftei de la Puna, fratele doamnei preotese, a fost președintele Ascorului în București. Păi el s-a convertit mergând la o conferință Ascor, după aceea s-a călugărit, fiind
membru a scor și căutându-L pe Dumnezeu și slujindu-L pe Dumnezeu în cadrul scorului și a ajuns monah. Deci a venit așa chemarea treptată, în etapă. Dar chiar prezența voastră sau prezența noastră aici este o dovadă că Dumnezeu de fapt ne-a dat fiecare dintre noi o chemare. Că putea să fiți în altă parte. Putea să fiți în bar, putea să fiți în parc, putea să fiți, puteți să ați fi putut să fiți oriunde. Dar sunteți aici. Înseamnă că Dumnezeu v-a dat un gând. Și să nu îl neglijați. Gândul de la Dumnezeu. Mântuitorul știm că este aspru față de cei care nu fac milostenie. Cum putem face noi milostenie ca tine? Noi avem condiții materiale. Întrebare bună. Atâta timp cât milostenia o rezumăm doar la banii pe care îi dăm, e greu, într-adevăr, că studenții sunt săraci de obicei. Studenții abia își plătesc taxele, chiria, ce mai au ei de plătit, să-și cumpere două, trei cărți, să mai au bani de făcut milostenie. Și când fac milostenie, dau câte un leu la un cerșetor ca să scape de el, nu ca să facă milostenie. Asta facem de obicei. Și eu, repet, cu păcat fac asta. Unor îi dau un leu numai ca să mai strige după mine. Nu e o milostenie autentică, de fapt, și sunt conștient de asta, dar tinerii au alte șanse de a face milostenie. De exemplu, știu că sunt și dintre dumneavoastră tineri, de exemplu, e student la matematică. Și îți rezervi timpul să faci câteva meditații la matematică cu copilul vecinului tău sau unui prieten sau unui cunoscut. E o milostenie. Eu consider că e o formă de milostenie. Tu ce dăruiești acolo? Nu ai bani de dăruit. Dar tu îți dăruiești timpul tău. Tu îți dăruiești inteligența ta. Tu îți dăruiești știința ta. După aceea, poți să fii, să stai în chirie sau în gazdă și gazda ta să fie bătrână. Poți să o întrebi frumos dacă poți să ajut să-i cumperi ceva din oraș cu tăbici. E tot o formă de milostenie. Sau dacă observi că ai un vecin sau o vecină foarte în vârstă, la fel, poți să o ajuți indirect. Deci nu trebuie neapărat să dai bani. Milostenie nu înseamnă neapărat să dai bani. Știți că și Petru, cum a zis, aur și argint nu am să-ți dau. Dar ceea ce am, îți dau. În numele Lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Acum, noi nu avem puterea asta să-i vindecăm pe cei bolnavi. Dar putem măcar să le alinăm suferința celor bolnavi. Avem, poate, cunoștințe sau prieteni care sunt în neputință. Vari neputințe. Prin prezența noastră putem să împlinim neputințele lor. Și e o formă de milostenie. Consider că chiar mai importantă decât banii. Repet că uneori banii îi dă mai ușor. S-ar putea să fii un copil dintr-o familie cu bani mulți și să ai bani mulți de buzunar. Ți-e mai ușor să dai 10 lei și să crezi, să te amăgești, să fii cu conștiința, precum tânărul bogat care ai dat bani și ai împlinit porunca, decât să sacrifici o oră meditând un copilaș slab la matematică. Cred că e mai mare efortul să meditezi o oră un copil slab la matematică decât să dai 10 lei. Și cred că înaintea Lui Dumnezeu e bună. Credeți că fiecare fiecare persoană este predestinat cu o altă persoană? Nu. Nu. Eu nu cred în asta. Nu. Nici biserica nu crede în predestinare și nici în perechea ideală. Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat, ne-a scos în cale oameni. Să ne întemeiem familii, să întemeiem, practic, familii care să fie mici bisericuțe. Bineînțeles că atunci când te căsătorești cu cineva, căsătoria se temează pe o minimă simpatie. Dar dacă ne uităm conform învățăturii creștin-ortodoxe, dragostea, dragostea adevărată nu e dragostea la prima vedere. Știți că grecii aveau acea împărțire frumoasă pe care noi nu o avem, cu eros, agape, filia, în care există diferite tipuri de dragoste. Dragostea aceasta prietenească, dragostea erotică, dragostea jertfelnică. Noi credem, așa și imaginează toți tinerii, că undeva există o pereche pe care atunci când o vrezi, automat te îndrăgostești până în vârful urechilor și o recunoști sau îl recunoști că acela este alesul sau aleasa ta și vei trăi fericit pentru tot restul vieții. Eu nu cred în povestea asta. Nu cred că există așa ceva. Cu siguranță că în planul Lui Dumnezeu, El are în vedere persoane cu care am putea să ne căsătorim și probabil rânduiește, ne scoate în cale persoane să ne căsătorim cu acele persoane. Dar asta nu înseamnă că ne-au fost cumva predestinate și dacă ne-am arătat viața, exact. Cred de asemenea în lucrarea Lui Dumnezeu. Știți că și
ca în căsătoria lui Isaac cu Rebecca, a fost și acolo lucrare lui Dumnezeu. Pe și eu când m-am căsătorit cu Cristina, eram într-un moment de cotitură atunci. Mă trebuie să spun chiar dacă ești aici. Este mărturisire publică. Eram într-un moment de cotitură, eram pe care am lucrat în trei de facultate și ea era la facultate, era colegi cumva, deci era mai mică cu un an decât mine, dar până la anul 3 eu n-am văzut-o, n-am remarcat-o, n-am... nici nu știam că există. N-am avut-o pentru ea. Dar în momentul acela eram în anul 3 și eu vreau să mă căsătoresc. Cum vreți, poate și voi. Și am zis, Doamne, știi, vezi că vreau să mă căsătoresc. Nu vreau să trăiesc nici în păcat, vreau să fiu preot, nu vreau nici să mă călugăresc, că nu aveam înclinație spre monahism. Și îi ziceam, vreau să mă căsătoresc și vreau să fiu un preot bun. Și vreau să slujesc. Ajută-mă. Și m-am rugat așa sincer. Și Dumnezeu mi-a scos-o în cale. Adică, la un moment dat am început să o văd. Deși noi ne-am mai intersectat, ne-am mai văzut. Dar n-am recunoscut-o, n-am știut că ea e aleasă. Acum, nu știu, interpretați-mă cum vreți. Ea mi-a fost predestinată? Sau nu mi-a fost predestinată? Nu știu. Dar cred că, până la urmă, a fost rugăciunea și faptul că m-am pus în lucrarea lui Dumnezeu. Că dacă nu m-aș fi pus în lucrarea lui Dumnezeu, probabil m-aș fi căsătorit cu altcineva într-o altă formă. Și poate aș fi fost fericit în forma aceea seculară. Nu știu. Sau poate nu m-aș fi căsătorit niciodată. Dar când îți alegi un drum, Dumnezeu, părerea mea, când îți alegi un drum, Dumnezeu îți scoate în cale o persoană potrivită pentru drumul tău. Dacă îți alegi drumul păcatului, îți scoate în cale oameni cu care să săvârșești păcat, parteneri de păcat. Dacă vrei să-ți scoate în cale oameni cu care să-ți întemezi o familie și să faci din familia ta o mică bisericuță, casa de fapt o familie, și te rogi cu credință, lui Dumnezeu, credință sinceră, eu cred că Dumnezeu îți scoate în cale oameni. Nu cred. Acum, dacă se presupune că ești, nu știu cum, cu un handicap grav și chiar te refuză toată lumea, dar nu cred că nu se poate să nu-ți găsești pe cineva pe măsura chemării tale. Bine, nici să fim naivi. Adică să nu credem că acum, dacă noi suntem credincioși, sigur o vom întâlni pe cenușereasa. Sau pe prințesa prințeselor, sau prințul prinților. Trebuie să vedem, până la urmă, ce suntem noi, ce ne dorim noi. Eu, de exemplu, nu? Mi-am dorit să fiu preot, să slujesc lui Dumnezeu, puteam să fiu preot oriunde. Păi era absurd să-mi imaginez că Dumnezeu să mă trimită pe președinta FMI-ului sau Băncii Mondiale, că cu siguranță n-ar fi venit să slujească cu mine într-un sat. Sunt niște absurdități. Și unii dintre tineri am văzut că sunt naivi. Adică ei spun, nu-mi găsesc perechea, nu-mi găsesc persoana sigură de Dumnezeu că nu mi-a rânduit-o, dar ei sunt și foarte pretențioși. Adică visează la lucruri care depășesc firescul și naturalul. Deci, repet, să vă alegeți fiecare dintre noastre drumul pe care vi-l doriți și rugați pe care Dumnezeu să vă dea om care să vă însoțească pe drumul vieții voastre și Dumnezeu să vă dea pe omul potrivit. Repet, dacă vă alegeți un drum, o să vă dea o persoană. Dacă vă alegeți un alt drum, o să vă dea o altă persoană. Sau cel puțin așa gândesc eu, unde domnul. Așa mă gândesc că toate se simtă. Uite, cineva întreabă, ce s-a întâmplat cu tânărul? Pe că cel de care ați povestit, a rămas nemântuit pentru credința lui? Asta mai bine să știe. Nu știu. Evanghelia nu spune ce nu spune. Noi sperăm că totuși, până la urmă, s-a înțelepțit. În sensul că, prin lucrarea Bisericii ulterioară, pomoririi Sfântului Duh, el cu sigur, mă gândesc, e o teorie, nu are niciun fel de confirmare. Eu sunt convins că el, având suflet totuși curat, tânărul a avut un suflet curat. Văzând lucrarea Bisericii, puterea lui Dumnezeu care a lucrat prin Apostol, în vierea Mântuitorului, eu cred că totuși ceva s-a produs. Nu se poate să nu fie auzit de învierea lui Hristos, mă gândesc eu. Nu se poate să nu fie auzit de ce s-a întâmplat cu Hristos și de Biserica care a prins putere foarte mare. Nu știm nimic despre el, dar trăim această speranță. Că totuși e păcat de el. Mie mi-e drag să știți, chiar dacă mulți îl condamnă pe tânărul bogat, mie mi-e drag tânărul bogat. Îl consider un tânăr frumos, dar neîmplinit, adevărat. Are drama vieții lui, că Mântuitorul zice despre el că greu vor intra bogați în împărăția celor. Dar, sincer, eu mi-aș dori să-l vedeți mulți tineri ca el. Adică să împlinească poruncile. Vedeți cât de puțin tineri împlinesc poruncile. Bine, cei care slujesc pe Dumnezeu sunt rar și foarte rar. Dar ar fi frumos să fie măcar ca tânărul bogat. Să fie atât de respectuos și atât de
împlinitor, să zicem, mai poruncilor. Chiar dacă relația nu e chiar de dragoste desăvârșită și de jertfă, nici de dăruire, că asta era, de fapt, o problemă, că nu se dăruia în totalitate lui Dumnezeu. Dar totuși, era frumos, un primar frumos, care respecta poruncile. Și tot în sensul acesta lucru care le-a spus, cum pot să-mi dau seama că sunt credincios lui Dumnezeu? E de ajuns să respect cele 10 porunci? Ce înseamnă relația bună cu Dumnezeu? Păi nu e suficient să respectăm poruncile. Trebuie să iubim. Iubirea deasupra poruncilor. Și imaginați-vă cum e relația dumneavoastră. Aveți prieteni. Aveți colegi. Cu ei aveți o relație corectă de multe ori. Adică, la locul de muncă, nu vă trădați colegii, nu furați munca lor, nu vă însușiți bunurile lor, nu îi denigrați, nu îi înjosiți, nu le luați locul, adică nu faceți tot felul de mașinații ca să luați loc. Adică ar putea să spunem că, în mod corect, vă comportați corect cu colegii noastre sau cu vecinii noastre. Dar asta nu înseamnă că iubiți. Că pur și simplu aveți o relație de comportament corect cu vecinii, cu colegii, cu prieteni, chiar și cu rudenii. Că avem rudenii, mai apropiate sau mai îndepărtate, cu care avem o relație corectă. Adică le respectăm, le salutăm frumos, noi le vizităm, dar nu înseamnă neapărat că le iubim. Ca să înțelegem mai bine, gândiți-vă cum ne comportăm când iubim pe cineva. Când iubim pe cineva, comportamentul nostru se schimbă radical. Cu persoana pe care o iubești, nu te comporți la fel ca și cu, la fel cu persoana pe care o respecti. E o diferență. Deci poți să respecti o persoană, să ai o relație corectă cu ea, dar există o limită. Adică nu, care e limita? Nu te dăruiești acelei persoane, nu îți împărtășești, să zicem, intimitățile, nu? Îți împărtășești cu acea persoană cele mai sfinte și frumoase momente ale vieții tale. Deci cam asta, este părerea mea, că noi trebuie să depășim logica asta contractuală. Și să căutăm, să iubim pe Dumnezeu cu adevărat. Și probabil că e ușor de spus, dar greu de făcut. Eu cred că tot la rugăciunea noastră, să ne rugăm Dumnezeu efectiv. Zice, Doamne, dă-mi putere să te iubesc. Și rugăciunile noastre sunt frumoase, să ne ajută în acest sens. Tu vezi că eu mă străduiesc, îți împlinesc poruncile, da? Simt o răceală. De fapt, omul care e în situația aceasta e un creștin rece. Un creștin care împlinește poruncile, dar are o răceală în sufletul lui. Un creștin distant. Pe care un autentic trăitor îl simte imediat. Vede că vorbește corect, ortodox, vede că împlinește corect poruncile, dar totuși simte o răceală în viața lui. Pe când în viața celor care sunt trăitori, simt o căldură. Iubirea e caldă. Pe când credința fără iubire e o credință rece, o luciferică. De aceea și tinerii credincioși, dar care nu sunt cu adevărat iubitori, sunt reci, sunt tineri reci. Și Părintele Ciprian, și-am întâlnit și eu tineri de această categorie. Tineri care, de altfel, sunt onești, corecți, oameni reci. Oameni în care nu simți căldura, căldura credinței. În schimb, sunt și tineri în care simți caldă. Sunt așa foarte aprinși de zel, de dragoste lui Dumnezeu, de dorința să fie în compania lui Dumnezeu. E greu de exprimat în cuvinte, nu știu cum să mai exprim, să găsesc cuvintele, dar deci sunt oameni calzi și oameni reci. Repet, iar acea căldură a sufletului, cred că numai prin rugăciune intensă și credință puternică poți să o rugăciunești. Adică să știi ce țin tare. Dacă dorești să iubești pe Dumnezeu și îți propui acest lucru, eu cred că vei reuși. Credința, până la urmă, iubirea se și construiește. Deci iubirea noastră cu Dumnezeu și iubirea cu semenii, că se leagă cu întrebarea dinainte. Din punct de vedere creștin ortodox, o relație de iubire corectă cu soțul sau soția ta, e un moment care s-a produs, s-a părut, te-am văzut, m-am îndrăgostit până peste urechi și gata. Iubirea creștină se construiește. Pe tot parcursul vieții, prin sacrificiu, prin dăruire, ajuns să te unești cu celălalt mai mult. N-ați observat că soții care au trăit multă vreme împreună se aseamănă. Chiar dacă i-ați fi văzut la început, oameni foarte diferiți, după 20 de ani seamănă foarte mult între ei. Cei care se iubesc și care au o relație frumoasă. Pentru că ei se dăruiesc unul celuilalt prin un gesturi mărunte. Și își împropriază comportamentele unul de la celălalt. Valorile, felul de a fi, felul de a gândi. Tot ceea ce se întâmplă. Și când ei devin una, cum zice Evanghelia,
pe zi ce trece, devin domnul. Dar una asta, nu de la început, adică când ne-a pus preotul una pe cap, i-a reușit devenit una perfect. Adică, dintr-o dată, rotițele s-au potrivit ei care înainte au fost atât de diferiți. Nu. Dar după 20 de ani de conviețuire jertfelnică și umilitoare, au început să se muleze unul după altul, să devină una și să se asemene unul cu celălalt. Iubirea influențează. Și pe noi, și pe cei cărora le dăruim. Deci de aceea, cheia, din punctul meu de vedere, aici este. Și ca preot. Poți să fii un preot, avem preoți foarte buni liturgiști, adică slujesc ca la carte, slujbe, respectă tipicul, spun predici corecte din punct de vedere teologic, transmit ideea, adică n-ai ce să le reproșezi, spun corect și totuși simți că ceva lipsește. Când te duci acolo în biserica respectivă, simți că lipsește ceva, că totuși preotul respectiv n-are căldura de care vrea, nu are zelul acela, nu are râvna aia, nu are dorința aia pe care ai aștepta să o vezi. Zic că ceva lipsește, ceva rece acolo la mijloc. Și cumva te distanțezi. La fel și în viața fiecare dintre noi. Deci avem nevoie de acea căldură pe care numai Dumnezeu poate să-i dea. Mai avem 15 minute și o să pun și întrebări de grup, cum se zice. Sunt mai multe întrebări legate de cum să ne alegem în viață rostul, locul. Pentru că cei mai mulți, cumva, protestându și spun că ei nu sunt ca dumneavoastră, n-au șansa asta să-și dea seama ce-și doresc de tine. Și nu-și dea seama ce-și doresc. Și zice, cum să ne găsim care în viață dacă am terminat o facultate de pilă, dar nu suntem siguri că vrem să luăm pe care aceasta. Ce se face? Da, într-adevăr, mi-e greu să răspund la întrebările acestea, pentru că eu sunt din categoria celor care am știut dintotdeauna ce vreau să fac. Și mi-e greu să înțeleg și eu întâlnesc tinerii. Chiar la copiii mei, cel mare are clasa, e de clasa 10-a și îmi întreb ce vrei să faci, el îmi spune cam ce ar vrea să urmeze, ce facultate să facă, dar ce facultate vrea să facă, dar nu văd. Nu e foarte convins. Și pentru mine e un lucru pe care greu de înțeles. Cum să nu știi ce vrei să faci în viață? Dar dau seama că nu toți sunt ca mine, că de-aia suntem diferiți. E greu să răspund la această întrebare, pentru că, repet, n-am avut această experiență să nu știu ce vreau să fac în viață. Și probabil că o categorie de oameni chiar nu știu ce să fac în viață. Și, într-adevăr, e dramatic când faci o facultate. Și pe când ai terminat, îți dai seama că ai făcut-o degeaba, că nu te regăsești în domeniul respectiv și mai încep a doua facultate și ești dezamăgit și de ea, și până la urmă sfârșești în a fi vânzător la Kaufland. Două facultăți și eventual mai încep și un masterat. E dramatic. Sincer, n-am un răspuns la asta, dar rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea cât de repede răspuns. să aflați răspunsul la întrebare, pentru că timpul nu mai putem să-l dăm înapoi. Și eu sunt de părere că ar trebui să facem o singură facultate, una și bună, și să începem să lucrăm, să avem o profesie. După care, puteți face ce am făcut și eu, că am făcut și eu a doua facultate și alte lucruri, cursuri și așa mai departe, masterate, doctorate, ce mai vrem să facem, dacă avem pasiune. Dar să nu facem pentru că nu știm ce vrem să facem. Să le facem doar ca un supliment, ca o împlinire pentru ceea ce am făcut până atunci. E dramatic, într-adevăr, să nu știi să faci. Repet, aici mă declar depășit. N-am răspuns la întrebare. Nu pot să sfătuiesc. Cineva spune că părintele Dușenii spun că sunteți un duhovnic aspru. E adevărat? Depinde pe cine întrebați. Acum, depinde în ce grilă citim lucrurile. Dacă citim într-o grilă, sunt aspru. Dacă citim în altă grilă, sunt prea tolerant. Gândiți-vă, sunt credincioși care sunt atât de jos. Nu neapărat din punct de vedere al păcatului, ci din punct de vedere al implicării și al asumării credinței, încât faptul că atunci când se spovedesc, le dau să citească, nu ca o encarnă, ca o recomandare, să citească un acatist sau un paracris, îi se pare mult. Am pățit odată într-adevăr. Eu de obicei le recomand creștinilor, dacă văd că sunt, să zicem, intelectuali sau că au anumite capacități intelectuale, chiar dacă nu au făcut facultate, dar dacă văd că le umblă mintea și cât de cât știu să frunzărească câte o carte, le recomand să citească câte o Evanghelie sau câte o epistolă. Le dau canon la spovedanie. Celor care văd că nu știu să citească, că avem și cazuri de analfabeți și în secolul nostru, sau persoane foarte vârste care au probleme de vedere. Evident că nu le dau să citească Evanghelie. Dar am pățit așa cu, într-adevăr, cu o
credincioasă la un moment dat, s-a spovedit și am zis, uite, vă recomand să citim o Evanghelie, nu mai știu ce am spus. Da, părinte, dar eu sunt cea mai păcătoasă din orașul ăsta. De cum să dați mie să citesc Evanghelie? Și a început să se certe, era foarte revoltată. De ce? Pentru că era obișnuită unde se spovedea înainte, nu primea niciun fel de canon. Sau părintele zicea, spune de trei ori Tatăl nostru și e bine. Și părintele fiind mai în vârstă, considerat cu experiență, i s-a părut că eu sunt aspru și că, de fapt, nu înțeleg prea bine și nu știu ce să fac. Eu am încercat să le mai explic credincioșilor că nu sunt absurd și încerc să mă mulez după fiecare om în parte. Adică, te uiți la om și ce canonul îi dai. Dar, într-adevăr, uneori nu fac compromisuri de la anumite principii și anumite reguli. De exemplu, când a venit vorba de referendum pentru familie, am fost foarte categoric. De la familie, eu nu fac cravat. Înțeleg că oamenii sunt pătimași și cad în păcate. Dar când vine cineva și justifică păcatul, acel lucru nu-l mai înțeleg. Și nu pot să-l apă. Cu asta sunt foarte categoric, ca și Scriptura. Vedeți? De asta v-am spus. Mesajul pe care îl transmite unora trebuie să fie foarte categoric. Poarta e strântă. Sunt anumite patimi și vicii cu care nu putem trăi o viață întreagă și să ne amăgim că suntem creștini. Avem și această categorie de creștini care, călnicei, care au stat la un pămărel cu părintele dinainte și au zis, uite, părintele dinainte ne-a apoiat părintele. Vedea la noi, hai, beau patru țuile și ăsta nu vrea să bea, că eu nu beau. Ce preot e ăsta, domnule? Nu vrea să beau patru țuile. E o problemă la mine, mai ales că nu beau patru țuile. Și atunci, dacă eu nu beau patru țuile, sunt considerat fanatic sau sunt considerat, exact, prea agresiv sau prea, cum am fost cuvânt, aspru. Prea aspru. Nu mă consider aspru, dar unora mi se pare, pentru că discutăm de grile diferite de lectură, dar eu cred că și menirea noastră a preoților este un pic să facem ceea ce spune Părintele Ștaia, știi? Cumva să-i zmitim pe credincioși în sensul frumos acum, adică să-i scuturăm un pic. Dar mai trebuie să le atragi atenția asta. Dom'le, că nu poți să te culci pe ureche și să zici că e bine oricum. Nu e bine oricum. Sunt niște limite unde trebuie să fim mai categorici. E posibil să întâmpinăm mai multe ispite sau obstacole când facem ascultare de Duhovnic decât în situația în care facem de capul nostru la propria noastră inițiativă? Da. Evident că diavolul lucrează și el știe că atunci când ești în neorânduială, când faci de capul tău anumite lucruri, vin ispite mai multe. Că atunci știe că e la liber. Faci fără îndrumare și poți să apară. Adică, cum era? Era cu Duhovnic. Invers, cu Duhovnic. Pentru că faci ascultare. Da. Păi se poate și așa, bineînțeles. Doar și Mântuitorul a fost ispitit după ce a fost botezat. Nu? Teoretic, Duhul Sfânt s-a coborât deasupra lui și era în ascultarea Tatălui. Atunci a venit diavolul să-l ispitească. Când putea să spunem noi că era și Mântuitorul era fără de păcate. Când era, să zicem, într-o din punct de vedere uman. Că cumva, să zicem, într-o legătură de plină cu Dumnezeu, prin povărerea Sfântului, ca om vorbesc, ca om. Ca fiul lui Dumnezeu, fără nedespărțit de Tatăl. Dar ca om, s-a coborât Sfântul Duh peste el, puterea Tatălui l-a oprit, l-a încredințat lumii și imediat vine diavolul și îi ispitește. La fel și când te duci la un duhovnic și primești, probabil, îndrumarea, primești canonul, primești sfatul, teoretic ai fi sub, pe drumul cel bun, sub îndrumarea cea bună, probabil că vine diavolul și încearcă să năruiască ceea ce ți-ai putut să faci. Aș ști o penultimă întrebare. Sunt mai multe întrebări care pun problema. Cum să-i ajutăm pe cei care sunt în mari păcate, alcool, eu știu, dependențe, oameni necredincioși din familia noastră care nu vor să aibă de credință. Cum să-i ajutăm pe aceștia? În cazul alcoolicilor, s-au încercat foarte multe metode. Ce metode să folosim ca să ajutăm oamenii să se lasă de alcool. Și s-a demonstrat că cea mai bună metodă, deocamdată, este aceea metoda celor 12 pași. Metoda care, de fapt, ce presupune? Existența unui grup de suport în care foști alcooliști alcătuiesc un grup
și încearcă să-l integreze pe cel care este alcoolist în grupul lor, ei nu mai consumă alcool, își povestesc experiențele lor, își povestesc ispitele prin care au trecut provocările și țin o legătură foarte strânsă și foarte intensă cu acea persoană, încât, practic, îl integrează în grupul lor, după lună, două, și se creează, de fapt, o comunitate, ca alcoolici anonime, ați auzit de alcoolici anonime, de fapt, este o mică bisericuță. Și s-a dovedit că cea mai eficientă metodă pentru vindecarea de alcoolism este să faci parte din această mică bisericuță. Adică, nu funcționează nimic în cazul alcoolicilor anonimi, ca și în cazul tuturor pătimașilor. Argumentele raționale nu funcționează. Am încercat și eu ca preot să le spun oamenilor. Gândiți-vă, dacă fumați, de exemplu, un fumător într-o zi consumă, cheltuiește 20 de lei. Într-o lună cheltuiește 600 de lei. Într-un an, 6 ori 12, 7200 de lei. Zic bine. În 10 ani, sunt 72.000 de lei. Câți bani ai ars în 10 ani? Credeți-mă că nu impresionează pe mine acest calcul. După aceea, calculul, celălalt argument, cu sănătatea. Că își distruge sănătatea. Ați văzut reclamele dintre pachetele de țigări. Sunt macabre, cu forme reale de cancer și așa mai departe. Nu impresionează pe mine. La fel și cu cei pătimași pe care îi cunoaștem din familie. Nu o să-i facem să se schimbe dacă o să le ținem lecții de morală. Dacă o să le spunem cât de grave sunt consecințele păcatului. Ci doar dacă, părerea mea, dacă o să vadă în viața noastră fructele virtuților. Adică dacă tu ești ăla bun și el e ăla rău, el trebuie să vadă în tine sfințenia de care tu vorbești. Pentru că, știți cum zice și Paterică, vorba fără faptă nu prea are valoare și e chimbal răsunător, cum a zice Sfântul Apostol Pavel. Dar fapta fără vorbă zidește. Și tăcând. Cuvântul, dacă este numai cuvânt, dar tu nu faci din ceea ce spui, ești doar un palavragiu. Un conferențiar. Un susținător de conferință. Dar dacă faci și nu vorbești, ești un sfânt și ești lumină. Dacă și faci și vorbești, cum ar zice Patericu, ești o icoană de toată frumusețea. Aici e mai rar întâlnit cazul. Dar cei care doresc să fie misionari și să schimbe pe cei din jurul lor, și ca părinte, probabil, același lucru. Nu poți să schimbi copiii tăi dacă tu ești, nu ești o icoană cu copilul tău. Din foarte multe puncte de vedere. Deci dacă vrei să schimbăm pe cei din jur, noi înșine trebuie să fim buni, încât văzând ei lumina vieții noastre, să se schimbe, nu dintr-o dată, pe parcurs, așa, încet, se schimbă. Bineînțeles că nu trebuie să lipsească nici cuvântul bun. Adică viața noastră trebuie însoțită și de cuvântul adevărat. Dacă o să râdă de tine, de obicei necredinciosul sau pătimașul râde de tine de cel credincios. Și tu poți să-i aduci în apărarea ta cuvântul lui Dumnezeu care spune, uite, dacă sunt așa, intru pe poarta cea strângă. Dacă sunt așa, nu fac parte dintre lucrătorii nedreptății. Cum ar fi cei care fac asta. Dar cuvântul fără faptă, repet, n-are valoare. Atunci, doar dacă noi vom fi lumină, vom putea să schimbăm pe cei din jur. La fel, e valabil și în preoție, credeți-mă. Oamenii, eu văd de la mine în biserică, am predicat mii de predici. Am spus o grămadă de predici. Sunt oameni care au fost nelipsiți din biserică de 17 ani de sân. Și nu se întâmplă nimic în viața lor. Pentru că, probabil, n-au văzut în mine ceva pozitiv. Sau sunt alții care, la un moment dat, au văzut o calitate a mea și pentru acea calitate s-au schimbat sau s-au întors la Dumnezeu. La fel și noi. Nu cred că există altă metodă, nu funcționează. Repet, ca și la alcoolici anonimi. Doar dacă noi, prin viața noastră, o să arătăm că ne-am schimbat, cum fac alcooliștii, că și ei arată, uite, noi ne-am schimbat. Hai în familia noastră. Asta face biserica, de fapt. Uite, eu sunt credincios. Eu trăiesc. Vezi, poți să trăiesc și fără păcat. Sau dacă ai fost păcătos, uite, și eu am fost ca și tine, dar nu mai sunt acum. Și uite ce fericit sunt. Uite, am o familie. Hai și tu în familia mea să vezi cum e. Atunci îl iei cu tine în biserică. Bineînțeles, dacă e o comunitate frumoasă, cum e cea din Haștiu, ai șansă mari să câștigi. Uite, un altă Părinte. Părinte, cum să scăpăm sau să controlăm urmele pe care păcatele tinereților le-au lăsat în sfântele noastre? Asta nu se poate. Asta nu se poate și asta e drama păcatelor. Pentru că mai bine să regreți că n-ai făcut păcate. Sunt cazuri de tineri cuminți, care la un moment dat au avut eșecuri în căsnicie.
au fost până la căsătorie și au trăit viața în feciorie. După aceea au fost lideri tehnice și la un moment dat, celălalt, soțul sau soția, a greșit. Sau a ajuns să divorțeze. Și cad în păcate mari după aceea. Zic, uite, am fost un prost, am fost o proastă, că mi-am sacrificat tinerețea, așteptându-te pe tine. După aceea ți-am făcut un copil, doi ți-am crescut și uite, au trecut ani, acum am 40 de ani și ce s-a lezit? Și se aventurează în mrejurile păcatului. Și atunci fac păcate mari, unii dintre ei. Dar, repet, mai bine să-ți pară rău că n-ai făcut păcate în tinerețe, decât să-ți pară rău că le-ai făcut. Pentru că amintirea nu se iartă niciodată, nu se șterge niciodată. Poți, ani de zile, să uiți la un moment dat, dar tot îți vor rămâne undeva în suflet. Și rănile nu se șterg niciodată. Știți, ca și în povestea aceea cu cuiele în ușă. Deci cu copilul, că era acel copil, eu când eram la școală, învățam această lecție, în clasa întâi sau doar, în abecedar parte. Era un copil care făcea prostii. Și cu fiecare prostie pe care făcea, tatălui bătea un cui în ușă. Și la un moment dat s-a umplut ușa de cuie. Copilul a crescut și la un moment dat și-a întrebat tatăl, tată, dar de ce ai bătut atâtea cuie în ușa asta? Și a zis, uite, dragul meu, de fiecare dată când tu ai făcut o prostie, am bătut o cuie, am bătut un cui în ușă. Și a zis, da, se poate să scoți cuiele. Și a zis, da, dacă vei face o faptă bună, la fiecare faptă bună pe care o vei face, eu o să scot un cui. Și s-a întâmplat acest lucru. Copilul s-a îndreptat, a făcut fapte bune și tatăl a scos toate cuiele din ușă. Și la final a zis, da, cu găurile cum rămân? Și tatăl a zis, acelea nu se poșterge. Deci găurile nu se poșterge. Se pot scoate cuiele, le putem îndrepta, dar tâlharul de pe cruce, știi, s-a mântuit, dar tot tâlhar a rămas. Oricum am întoarce. N-a fost virtuos, n-a fost sfânt. N-a fost sfânt în sensul cum a fost în Paraschiva, de exemplu. Adică un pur din copilăria lui. A rămas tâlharul mântuit, s-a mântuit, dar e un tâlhar mântuit. Deci au rămas urmele. Sunt urme pe care le purtăm cu noi pentru tot restul vieții și ideal ar fi să nu le purtăm. Pentru că sunt niște traume, până la urmă, traume spirituale, așa cum rămân traumele psihologice. Treci printr-o dramă mare. Treci printr-un act de agresiune sau prin viol sau prin altceva. Sunt niște traume cu care rămân pentru tot restul vieții. Poți tu să-ți amăgești mintea o vreme, să te risipești în anumite activități, dar traumele rămân, nu se pot șterge. Rămân acolo urmele acelea. De aceea, sfatul pe care îl dau și pe care ar trebui să-l dăm și noi mai departe este cât se poate să ne ferim. Repete, dacă o să-ți pară rău la 30 de ani când ai făcut prostii la 15, fă-le atunci, dacă o să o consideri. Dar mai bine rămâi până la 30 de ani, să vezi. Și dacă nu o să fie bine, apucă-te după ce. Nici așa nu-i bine. Bine să râd că un problem, pentru că dacă se spară rău, pentru că întotdeauna au mai multe cazuri de oameni care au trăit prea, s-au străduit, s-au căsătorit, au avut copii, s-au obținut în diferite perioade. Deci, la un moment dat, care era un element întregit viață. Și mi-a plăcut foarte mult cum a rezolvat un asemenea tânăr, credincios. Acum nu mai e așa de tânăr. Și care a zis, domnule, dai o să ne la Hristos și să-i zic, că nu-i bol în setată, am fost, am așteptat și să mă ține și eu. Pentru că mi-a dat și Doamne, pentru tine am fost domnul și ca. Dumnezeu să-i răspătească dincolo. Mulțumim, dragi colegi, pentru cuvânt. La sfârșit, înainte de a-l aplauda și de a zice rugăciunea, o să vă anunț câteva lucruri. Părinte, este proiectul 40 de zile pentru viață, știți bine, cu prezența celor care stau împotriva avorturilor aici, în față, vis-a-vis de biblioteca acestea universitară. Noi, pe loc și mai ales bisericuța are vinerea. Cei care vreți să vă înscrieți pentru de la 7 dimineața la 7 seara, puteți și direct la doamna Olga sau la cei care se mai ocupă, la Justina, dacă e aici, dar și pe internet, pe online, pe 40pentruviata.org. După aceea, la ieșire, cei care vreți să ajutați o să fie cutii de donații pentru ASCOR. În ce sens? Pentru că încercăm se încearcă ei în acest post să meargă în diferite parohii de țară duminica și să mobilizeze comunitatea cât a mai rămas, pentru că satele se defulează. Și mai ales la părinții care ori au plecat în bisericuța noastră, ori ne cunosc, ori ne știu, ori ne-au auzit, ori sunt deschiși, ori ne-au fost tabere și satul se adună, se rupe de viață, o să fie în strană, o să fie ceva mai deosebit, sper, în mica aceea.
Și ei se gândesc să și ducă câte ceva. Câte o ipană adevărată în fiecare casă, câte un... câte un lucru frumos. Așa încât cei care să ajutați cu câte puțin, o să aveți la ieșire asemenea cupiuțe. Și pentru că se apropie vineri 13 martie, vineri viitoare, 13 martie, trebuie să vă anunț că Acasă de Cultura Studenților va avea loc sub organizată de Bisericuța Studenților, dar și de prietenii Bisericii Studenților, întâlnirea cu domnul Mihai Neșu, pe care îl știți, fost fotbalist, care a avut un accident grozav, întors la Dumnezeu, făcând mult mai mult lucru pentru Dumnezeu și pentru aproapele după ce a pățit, decât înainte, împreună cu el, George Guerrero. 13 martie, ora 6 seara, Acasă de Cultura Studenților. Acestea. Mulțumesc! Să te fericim pe tine, născător!